Zâmbete pe fețele copiilor și a părinților, locuri de muncă, proiecte educaționale pentru profesori și elevi, asistență pentru consumatori, sprijin pentru persoanele vulnerabile și foarte mulți tineri activi în satele și orașele lor, plus multe, multe altele. Acestea sunt câteva dintre lucrurile numeroase și importante pe care Fundația Est Europeană le-a realizat în anii 2015 și 2016. Ani buni, ani plini, ani pozitivi. Anii 2015-2016, de fapt, au fost niște ani foarte plini de activități, mai cu seamă pentru că acești doi ani au fost ultimii ani de implementare a strategiei noastre pentru anii 2012-2016. De ce noi am stăruit pentru a implementa câte mai multe activități și a finaliza anumite programe care trebuiau să fie finalizate până la sfârșitul anului 2016. De aceea în 2015 inclusiv am început unele activități care au fost planificate deja la începutul anului 2013, le-am finalizat în 2016, de aceea am muncit destul de mult împreună cu echipa pentru ca programul să aibă un bun sfârșit. Se zice că unde-i unul, nu-i putere, iar pentru Fundația Est Europeană proverbul poate fi rostit astfel. Unde-i unul, nu-i putere. Unde sunt beneficiari, parteneri, donatori, puterea crește. Și acest fapt se vede atât din interior, cât și din exterior. Ingrid Tersman a fost până în anul 2015 ambasadoare a Suediei în Moldova și revine la Chișinău în calitate de membra Consiliului de Directori al Fundației Est Europene. During these 5 years that I spent in Moldova, we did a lot of work together at the Swedish Embassy and with the East Europe Foundation. And I'm really proud to say that Sweden is and has been a great supporter of East Europe Foundation and of the modernization process of Moldova since a number of years back. And I have today, and I will always have very fond memories of Moldova. 5 years is a long time in a professional life, but it's also long enough that you establish friendships, you understand the country relatively well, and I think it is a pleasure to be able to come back in a different function. And also to follow the further reform process of the country, which is so much needed still. It is a long way to become truly democratic and participatory, not the least. And I think Moldova has taken steps, but there are more things to do. Ambasadoarea Ingrid Tersman mai spune că în aceste eforturi pentru democrație, Fundației Est Europene îi revine un rol esențial. We, the taxpayers of Sweden, we support that because we believe in Moldova and we believe a European future for your country. În 2015 și 2016, Fundația Est Europeană a continuat să sprijine Platforma Civică pentru Europa, care numără astăzi 62 de membre. În 2014 avea 40. De-a lungul anilor, Fundația Est Europeană a devenit partenerul solid în crearea și susținerea celor 9 coaliții și rețele civice din Moldova. Iar cele 4 filme documentare cu genericul Europa care inspiră au adus publicului din Moldova avantajele integrării europene în Lituania, Estonia, Polonia și România. În 2015, centrele interactive europene pro-Europa din Bălți, Cahul și Comrat au implicat 1674 de persoane în dezbaterile cu privire la integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. De asemenea, Transparency International a implicat alte 1000 de persoane în discuțiile despre standardele Uniunii Europene. Supporting civil society is also a way for us to contribute to the reform cooperation in Eastern Europe in the form of strengthened democracy, sustainable development and also an advance towards the European Union. Ambasadoarea Suediei în Moldova, Signe Burg-Staller, explică principalul motiv pentru care țara sa susține constituirea unei societăți democratice în Moldova prin intermediul Fundației Est Europene. Sweden is one of the main partners and donors of East Europe Foundation, which provides continued support for civil society initiatives in Moldova.
There are many reasons for why we think it is important to support civil society organizations in a nascent democracy. First of all, civil society plays an important role in strengthening the individual's right and opportunity to make their voice heard, to advocate for their rights, and also to improve his or her own life situation. Furthermore, civil society can play an active role when it comes to providing public education, also public services, and can also act as a watchdog for those who are in power. And in this way, civil society organizations certainly play a very important role when it comes to promoting a democratic society. Pe o platformă europeană eTwinning se regăsesc mai multe cadre didactice și elevi din Republica Moldova care interacționează cu profesori și elevi din mai multe țări ale lumii. Aici, cadrele didactice elaborează proiecte educaționale în colaborare cu colegii lor. Platforma eTwinning.net este o comunitate a școlilor din Europa, reunind peste 190.000 de cadre didactice din peste 100.000 de școli, iar fundația este europeană a devenit Agenție Națională de Suport eTwinning Plus Moldova. Am obținut o experiență inedită prin proiectul eTwinning, anume prin colaborarea împreună cu elevii și profesorii din diferite țări. Am învățat să realizăm proiecte împreună, să obținem anumite rezultate în aceste proiecte. De exemplu, în proiectul English in Science, trebuia să măsurăm împreună cu elevii circumferința Pământului. Proiectele pe care le-am realizat au fost diverse, au acoperit în plan transdisciplinar mai multe domenii, domeniul cultură, domeniul sănătate, domeniul valorilor naționale, domeniul științific. Adulții sunt alături de tineri și fac lucruri frumoase împreună și în cadrul programului Fondul pentru Tineri, susținut de Fundația Este Europeană. Fondul pentru Tineri Varnița este unul dintre fondurile pentru tineri care activează cu bucurie și cu rezultate la Soroca, Florești, Râșcani, Orhei, Ialoveni, Cahul, Ștefan Vode și Anienii Noi. Fundația Este Europeană a lansat concursul de selectare a asociațiilor care vor crea noi fonduri pentru tineri în Republica Moldova. Și la momentul acela erau deja formate câteva fonduri în Republica Moldova, de ce noi ne-am gândit că ar fi bine și în localitatea Varnița să avem un fond a tinerilor care va conlucra cu tinerii din regiunea transnistreană. Este o bună oportunitate pentru tineri de a se manifesta în localitate, în școală, de a face o schimbare în societate, de a își îmbunătăți careva calități în proprii, de a învăța ceea ce nu poți învăța la școală, într-un mediu mai neformal, într-un mediu care este mai apropiat tinerilor. În 2015 și 2016, în acțiunile fondurilor pentru tineri din Moldova au fost implicați peste 5.000 de tineri. În același timp, sute de copii au beneficiat de serviciile unui centru de intervenție precoce, susținut de Fundația Este Europeană. Astfel, Centrul Voinicel din Chișinău a contribuit la dezvoltarea armonioasă a copilului și îmbunătățirea calității vieții familiei prin servicii de intervenție timpurie în copilărie. În parcursul a 13 ani, noi nu avem niciun caz de abandon. Ceea ce se publică e că dacă familia are suficient suport, foarte firesc e ca părintele să nu se dezică de copilul lui. Și cred că serviciul de intervenție timpurie este unul dintre cele care ajută părinții ca să nu abandoneze copilul. Pentru cei de la fundație, aș vrea ca să le aduc mulțumiri din partea părinților. Din partea celor câteva zeci, deja cred că sute, fiind parcursul anii s-au mai adăugat, sute de copii și părinți care au beneficiat de servicii de bunipraș la centrul voinicial. Copiii și părinții acestora sunt beneficiarii și următorului proiect realizat de Asociația SOS Autism, care oferă protecție specială copiilor cu sindromul autism și familiilor acestora. Prin intermediul Fundației Este Europene, organizația noastră a reușit să elaboreze un ghid pentru cadrele didactice, în care s-au enumerat niște trucuri, niște metode bazate pe terapia ABA, care le-ar ușura în primul rând profesorilor munca lor și ar facilita procesul ăsta de incluziune a copiilor cu autism în clasele
de masă. În toate acțiunile sale, în beneficiul copiilor, tinerilor sau comunităților, Fundația Este Europeană este ghidată ca să-și continue faptele bune de către un consiliu de directori. Consiliul este pentru a oferi un ghidaj strategic echipei executive a Fundației Este Europene. Este foarte important că Consiliul reunește atât experiență din comunitatea de afaceri, cât și experiență din lumea donatoare și din aspecte juridice și financiare care permite fundației să devină mai eficientă și să aibă un impact mai mare prin programele sale. A fost o activitate deosebit de valoroasă a fundației în rândul tinerilor și a comunităților. Noi am văzut că activitățile fundației au ajuns în 10 de comunități și au beneficiat mii de tineri. De la tineri și comunități la politici publice. Proiectul Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale, implementat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cu sprijinul fundației, susține mai multe organizații neguvernamentale și le încurajează să se implice mult mai activ atunci când politicile sectoriale sunt elaborate și adoptate de către autoritățile centrale. Proiectul a cuprins 5 grupuri vulnerabile. Grupul de tineret, grupurile persoane în vârstă sau persoane în etate, persoanele cu dizabilități, comunitatea romă și CPDA a răspuns pe domeniul legalității de gen. Deci, în fel, bărbați și femei. Asta au fost acele 5 grupuri sau 5 elemente pe care noi am încercat să le urmărim atunci când evaluam politicile publice sau documentele elaborate de către autorități. Experiențele pozitive inspiră întotdeauna. Iar Inspiro a fost un program național de mentorat pentru femei din sistemul afacerilor interne, susținut în 2015 de Fundația Este Europeană. 34 de femei din sistemul afacerilor interne și-au îmbunătățit calitățile de leadership, competențele personale și-au învățat în cariera aleasă cu ajutorul unui mentor, care a fost alături de beneficiar pe tot parcursul programului. Ecorăzine a devenit o organizație recunoscută ca un actor activ în promovarea drepturilor omului, incluziunea persoanelor cu dizabilități, protecției mediului și educației ecologice, implicării tinerilor în viața comunității. Ne-am gândit să creăm noi, ca și organizație, o întreprindere la care să creăm locuri de muncă pentru tinerii cu dizabilități din comunitate și să demonstrăm atât comunității cât și societății în general că tinerii pe care noi credem doar consumatori de prestații sociale, tineri care sunt incapabili de a face ceva în comunitate, ei pot totuși lucra la o întreprindere și pot fi de folos comunității, având un salariu, achită impozite. La Floare de Cireș, pentru moment, sunt angajați 16 salariați, între care 8 sunt femei și bărbați din diverse categorii vulnerabile. Este vorba de tineri cu dizabilități, tineri de etnie romă sau tineri din familii vulnerabile. De la Rezin merge pe harta faptelor bune la Căușeni, unde Fundația Este Europeană a sprijinit mai multe inițiative. Copiii din raionul Căușeni, satul Cărnățeni, dar și părinții acestora, petrec timpul liber altfel, mai frumos. În această localitate, primărie și Asociația Psihologilor Tighina au inaugurat cu susținerea Fundației Este Europene un teren de joacă pentru copii. Astfel, copilăria lor este mai colorată. Asociația Psihologilor Tighina a beneficiat de continuarea unui parteneriat cu Fundația Este Europeană. Este deja al treilea proiect în care Fundația Este Europeană susține organizația noastră. E vorba de proiectul Dezvoltare prin Participare, cetățenii agenți ai participării comunitare. Tot mai mulți tineri stau în fața calculatorului, izolându-se de la lumea reală, a povestit directorul Centrului Informațional Tighina, Tudor Cășlaru, care a solicitat sprijin de la Fundația Este Europeană pentru 2 proiecte de dezvoltare sănătoasă a copiilor. Astfel, cu eforturi comune, un teren de joacă a fost inaugurat la Ștefan Vodă, iar altul la Căușeni. La moment, tendința dezvoltării tehnologiei informaționale, toți copiii stau la calculator, la planșete, nu știu, adică nu discută, nu comunică, nu se dezvoltă fizic. Părinții deja au început mai multe întrebări ca să fie cumpărate mai multe biciclete sau activități de astea care pentru
copiii să iasă afară la aer curat. Centrul comunitar pentru persoane cu deficiențe de vedere din Soroca este spațiul unde beneficiarii se adună, interacționează, fac sport, citesc și învață cum să utilizeze calculatorul cu programe speciale instalate. Beneficiarii centrului nu mereu s-au bucurat de aceste condiții. Abia din 2016, centrul are o nouă viață, mai pozitivă datorită Fundației Est Europene. Cea mai mare problemă, aș spune, nu problemă, este comunicarea. Lipsa de comunicare pentru ei este foarte importantă și ținând cont de faptul că nu mai se pot aduna ca să activeze, să muncească, ne-am gândit că ar fi foarte binevenit să creăm niște condiții pentru ca aceste persoane să se poată întruni. 20 de beneficiari ai centrului comunitar fac parte din echipa Amicii Nistreni. Până în prezent, aceștia au participat la multe competiții sportive, regionale și naționale. Câțiva dintre membrii echipei au mers și la competiții internaționale. Amicii Nistreni se pot lăuda cu multe diplome și medalii. Pe harta faptelor bune suntem acum, acolo unde printr-un proiect sunt oferite oportunități pentru persoane în ietate. În 2016, persoanele în ietate din satul Costești au primit o veste bună. S-a deschis un centru comunitar pentru ei. Astfel, beneficiarii au un cuibușor unde se adună, discută, cântă și primesc asistență medicală, juridică, socială și psihologică. Bătrânii sunt un grup vulnerabil în Republica Moldova care are nevoie de sprijin și în special în realizarea drepturilor omului. Și astfel de centru vine ca o pârghie în rezolvarea tuturor problemelor persoanelor în ietate în satul Costești, acolo unde sunt peste 30% din 12.000 de locuitori persoane în ietate. Agenda faptelor bune a Fundației Est Europene în anii 2015 și 2016 a inclus și alte activități. Asociația Businessului European a promovat modificarea și completarea regulamentului privind atestarea și omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților pentru utilizare în agricultură și silvicultură. Iar centrele de asistență a consumatorilor deschise cu ajutorul Fundației la Chișinău, Cahul și Bălți oferă gratuit asistență juridică și analize de laborator în domeniul sanitar și fitosanitar. În total au fost examinate 831 de sesizări ale consumatorilor, iar peste 10.000 de persoane au fost informate despre drepturile consumatorului, inclusiv prin intermediul platformei alegesanatos.md. Alege Sănătos este o opțiune a fiecărui consumator, a fiecărui om de a avea un mod de viață sănătos în privința alimentelor. Novațiunea acestui proiect este faptul că noi încercăm să responsabilizăm anume consumatorul, ca el să aleagă sănătos. La fel, sănătatea și modul sănătos de viață s-au aflat și în prim planul acestui proiect. Cu suportul Fundației Est Europene, în satul Ciolacul Nou, Fălești, a fost amenajată o sală de sport. Avem o problemă mare, nu numai în Ciolacul, în Moldova, în general. Problema cu ocupația tineretului. Uh-huh. Din păcate, tineretul, mai ales în sate, ei n-au ce face. E ca sara, strâng, unde strâng? Strâng la bar. Și au venit ideea ca să adunăm la sală sportivă, nu în bar, ca să promovăm mod sănătos de viață. Tot la Ciolacul Nou a fost creat și Centrul Cetățenilor Activi, unde atât tinerii din sat, cât și persoanele în ietate se întâlnesc și discută despre problemele din localitate și ce activități sunt necesare pentru a le rezolva. Și chiar acționează în acest sens. A devenit o idee ca să creăm un club, să fie 10 oameni în ietate, în vârstă, și 10 tineri care vreau să facă ceva în satul lor natal. Și am creat acest club. De la Fălești mergem la Bălți. La Bălți, Fundația Est Europeană a susținut și o inițiativă în domeniul antreprenoriatului social. Asociația Femeilor de Afaceri din municipiul Bălți a creat centrul de terapie manuală, unde au fost angajate și persoane cu necesități speciale. Este foarte important că anume acest gen de activitate, adică masajul, li se atribuie foarte bine persoanelor cu dizabilități de vedere, pentru că ei au dezvoltat simțul ăsta tactil și anume din aceste considerente, atunci când am scris noi proiectul, am luat în considerație nu dizabilitatea, dar abilitatea. Și am considerat că anume ca profesia de masor pentru dânsii este una binevenită și nu au impediment ca ea să poată într-adevăr să angajeze în câmpul muncii. În timp ce Asociația Femeilor de Afaceri de la Bălți a oferit locuri de muncă și asistență pentru persoane cu dizabilități, organizația Mara oferă locuri de muncă și pentru femeile din mediul rural. În satul Scoreni, raionul Strășeni, Mara a creat cu ajutorul financiar al Fundației Est Europene și a donațiilor de la sute de susținători individuali
individual, un atelier. Creatoarea brandului social de haine tricotate Mara mărturisește de ce a ales satul Scoreni. Eu am vrut să fac ceva pentru femeile din satul Scoreni. Este satul în care eu am copilărit cu bunica mea. Respectiv, acolo sunt puține oportunități de lucru și m-am gândit că ar fi fain ca femeile să stea acasă alături de copiii lor, câteva, cel puțin, și să deschidem o afacere socială a cărui profit să fie reinvestit în comunitate și, evident, salariile acestor femei. Noi punem foarte mult accent pe partea de producere, deci etică în producere, avem grijă de cine produce haina, avem grijă din ce este produsă haina și avem grijă să le spunem clienților noștri despre asta. Deci nu vrem să ascundem unde a fost făcută sau cum a fost făcută, vrem să fim transparenți. Noi vrem să educăm oamenii să consume conștient. Femeile s-au aflat în centrul preocupărilor și într-un alt proiect susținut de Fundația Este Europeană în 2015, Asociația Împotriva Violenței Casa Mărioarei. Casa Mărioarei oferă adăpost de urgență, asistență psihologică, socială, juridică, medicală și informativă femeilor victime ale violenței în familie. Unul din finanțatorii noștri a fost și Fundația Este Europeană. De aceste surse au beneficiat circa 100 de femei care au primit consultații psihologice, juridice, medicale, sociale sau adăpost. E bine că este Casa Mărioare pentru că experiențele pozitive a femeilor care își continuă viața fără violență, aceste experiențe pozitive sunt transmise altor femei care suferă de violență. Anual la centrul nostru se adresează circa 1000 de femei. În alegerile locale din 2015, organizațiile susținute de Fundația Este Europeană au încurajat prin mesaje și acțiuni participarea la scrutin a persoanelor cu dizabilități și au monitorizat de asemenea dacă există sau nu rampe de acces la secțiile de vot, precum și dacă platformele electorale ale candidaților sunt accesibile persoanelor cu dizabilități. Apropo, alegerile libere și corecte pentru care pledează Fundația Este Europeană și partenerii săi merg mână în mână cu o presă profesionistă și neangajată, promovată inclusiv prin activitățile Consiliului de presă. Dacă nu era să fie Consiliul de presă, ar fi existat mass media, sigur că în continuare, și nu este scopul nostru să indicăm care media trebuie să funcționeze și care nu. Însă ar fi existat mai puțină deontologie jurnalistică, ar fi existat mai multe încălcări ale normelor jurnalistice, iar consumatorii de presă din Moldova s-ar fi simțit victime ale mass mediei. Noi încercăm să schimbăm lucrurile ca acești consumatori de presă să nu fie victime, ci dimpotrivă să devină persoane care accesează media responsabilă și nu pe cea care încalcă deontologia. Iar finalul de an este momentul potrivit pentru a spune dorințe ca să se împlinească. Ambasadoarea Suediei în Moldova, Signe Bușstaler, a exprimat cel mai bine ceea ce trebuie să facă în continuare Fundația Este Europeană, să continue munca foarte bună din 2015 și 2016. I wish the East Europe Foundation and its many civil society beneficiaries continued success in strengthening the role of civil society in governance and in local community development and in advocating for reform and progress in key areas such as anti-corruption and justice and political participation, gender equality, independent media, also youth participation in decision making, and social inclusion of various vulnerable groups in society, and much more. So keep up the very good work. Anii 2015 și 2016 au avut împreună 731 de zile și multă muncă. Unde-i unul, nu-i putere. Unde sunt beneficiari, parteneri și mai ales donatori, puterea crește. Drumul a fost lung, iar bucuriile comune au fost mari. Să ne le amintim împreună! Fundația Este Europeană în anii 2015 și 2016 în 10 cifre. Programul Societatea Civilă Participativă și Responsabilă. 62 de membri au reunit în 2015 Platforma Civică pentru Europa. În 2014, platforma avea 40 de organizații membre. 1674 de persoane au participat la dezbaterile despre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, iar 993 de persoane au fost implicate în discuțiile despre standardele Uniunii Europene.
83 de recomandări de îmbunătățire a politicilor publice și legislației au fost formulate în 2015-2016 de către coalițiile și alianțele de ONG-uri susținute de Fundația Est Europeană. Programul Alegeri Libere și Corecte. Platforma pentru egalitate de gen, creată cu sprijinul Fundației Est Europene, a promovat cu succes adoptarea cotei de 40% pentru femei și bărbați pe listele de candidați la alegeri și concediul paternal de 14 zile. Cluburile politice ale femeilor în 5 regiuni ale țării au promovat activ egalitatea de gen în luarea deciziilor. Peste 600 de femei au fost încurajate să participe în calitate de candidați la alegerile locale generale. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte a promovat cu succes instrumente și reglementări pentru accesibilizarea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități. Programul Fondul pentru Tineri. 134 de proiecte, 5.000 de tineri implicați, 30.000 de beneficiari. Acesta este un scurt bilanț al programului Fondul pentru Tineri din Moldova în anii 2015 și 2016. Programul Mobilizarea Comunităților. Workshop-uri, activități ecologice, târgul ONG-urilor și recitaluri artistice. Festivalul Civic Fest a ajuns la cea de-a patra ediție, a adunat 500 de persoane pe o platformă comună de dialog și acțiune. În 45 de comunități, inclusiv din regiunea Transnistreană și Autonomia Găgăuză, au fost implementate 45 de inițiative de dezvoltare comunitară de către 27 de grupuri comunitare, ghidate de 15 ONG-uri și parteneriate cu 45 de administrații publice locale și 65 de întreprinderi locale. Proiectul Siguranța Alimentelor. 2500 de consumatori au beneficiat de consultanță în domeniul sanitar și fitosanitar prin intermediul celor 3 centre de asistență pentru consumatori deschise în nordul, centrul și sudul țării. 25.000 de persoane au fost informate despre drepturile consumatorului. 15 ONG-uri au aderat la Forumul pentru Protecția Consumatorilor în Siguranța Alimentelor și au participat activ în finalizarea legii cu privire la informarea consumatorilor. Programul Jurnalism de Calitate. Portalul știripozitive.eu, creat în 2012 cu sprijinul Fundației Est Europene, a înregistrat un număr record de 1.400.000 de vizitatori unici. Programul Antreprenoriat Social. 63 de persoane vulnerabile au obținut locuri de muncă, iar alte 285 de persoane cu dizabilități, femei vulnerabile și oameni săraci au beneficiat de asistență, prânzuri calde, instruire vocațională din partea celor 9 întreprinderi sociale susținute de fundație. Programul Suport pentru grupuri vulnerabile. 30 de copii din instituții rezidențiale, 2000 de copii cu necesități speciale și 1500 de persoane în ietate au fost ajutate prin intermediul proiectelor și granturilor susținute de Fundația Est Europeană. Proiectul eTwinning. 239 de profesori și 119 școli au beneficiat de schimb de informații și au realizat proiecte educaționale comune cu parteneri din Uniunea Europeană. Iar numărul total al profesorilor instruiți în cadrul programului eTwinning Plus a fost de 736 de persoane.